Replica sabiei lui Ștefan cel Mare a ajuns astăzi la Mărășești, în zona mausoleului, în apropierea căruia se află și mormântul generalului Eremia Grigorescu. Acțiunea s-a desfășurat cu sprijinul Jandarmeriei Brașov și a Ordinului Militar Sfânta Maria. Cei prezenți au avut parte de un ceremonial militar de excepție. Domnule prefect, gardă de onoare constituită în cinstea sosirii dumneavoastră, vă prezintă onorul. Sunt prim adjunctul inspectorului șef, colonel Iordache. Ce poate fi mai frumos decât ca sabia lui Ștefan cel Mare în replică să fie aici, unde este scris frumos că aici, alături de generalul lor, odihnesc ostașii necunoscuți. Iată că noi, jandarmii brașoveni, suntem alături de colegii noștri din Vrancea, datori să ducem mai departe tradițiile, istoria noastră multimilenară. Faptul că astăzi suntem la unul dintre mari eroi ai neamului românesc, într-unul dintre panteoanele structurii noastre de rezistență națională, este datorie, dar și o obligație, ne obligă și ceea ce facem astăzi în prezent, luând și extrăgând din datinile trecutului, consolidăm un viitor, un viitor, așa cum spuneau bunii noștri părinți, legat de românism, de ortodoxie și de tot ceea ce înseamnă articolul 1 din Constituția noastră României, stat național, unitar și indivizibil. Replica sabiei lui Ștefan cel Mare a fost realizată de meșterii Asociației Armurierilor și Artizanilor după modelul celei originale aflate într-un muzeu din Istanbul.